Însoțiți de cadre didactice, elevii de la Liceul Teoretic Matei Basarab au desfășurat o acțiune de caritate cu genericul Paștele ne face mai buni, pentru a întinde o mână de ajutor persoanelor greu încercate de viață, care trăiesc la limita supraviețuirii. Inițial ne-am dorit să facem două campanii, una în ajun de Crăciun și alta în ajun de Paști, în aceste două frumoase sărbători ortodoxe. Am vrut ca să sensibilizăm și societatea și inclusiv elevii din liceu pentru a fi mai buni, a face o acțiune frumoasă, plăcută pentru cineva. Voluntarii noștri au hotărât să contribuie la un trai mai bun pentru cei neajutorați și personal au distribuit pachetele cu produse alimentare. Am decis să particip la această acțiune, fiindcă trebuie să ajutăm bătrânii și să-i ținem cu noi la un grup. Sunt unele persoane care au nevoie de acest ajutor, dar nu toți aceasta înțeleg și noi îl oferim. În loc să pierdem timpul nostru petrecându-l la calculator, îndemn pe toți tinerii să se organizeze, să se adune mână la mână și să ajute aceste persoane nu doar cu alimente, dar și cu o vorbă bună, cu un sfat. Acțiunea s-a derulat cu sprijinul nemijlocit al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din raion, care a salutat eforturile elevilor. Lucrez nu de mult în această sferă și particip pentru prima dată la o așa acțiune caritabilă, cum ar fi cea a elevilor de la Liceul Teoretic Matei Basarab. Sunt foarte mulțumită că acești copii au decis să ajute pe cei neajutorați, în special oamenii cu dizabilități. Inițiativa elevilor a fost primită cu bucurie de către beneficiari, care au adresat mulțumiri celor care și-au adus aportul. Mulțumim acestor oameni pentru atenția lor care nu uită de noi invalizii. Să fiu sinceră, sunt unii care râd de noi, dar sunt și oameni buni care nu uită de noi. Fapta generoasă a elevilor este un model de bună practică pentru alții. Cu toții trebuie să contribuim la o lume mai bună și să-i ajutăm pe cei defavorizați, să le facem viața mai ușoară.